Salutare și bine ați revenit la povestea de seară. În această seară vreau să vă citesc povestea unei prietenii. O prietenie între inimă și minte. Vreți să ascultați? Super! Haideți să vedem dacă inima și mintea noastră sunt prietene. Inima și mintea sunt cele mai bune prietene din lume și așa au fost din totdeauna. Fiecare are propriile sale calități speciale și fiecare o echilibrează pe cealaltă. Da, se pare că sunt cele mai bune prietene din lume, inima și mintea. Mintea se folosește de gânduri pentru a ne vorbi. Mintea e grozavă atunci când vine vorba de învățare sau de rezolvarea problemelor. Ea știe că dacă îți legi și returile, nu te mai împiedici și astfel nu vei cădea. Mintea e nemaipomenită și atunci când trebuie să acționeze. Dacă mintea și-ar propune să pregătească un chec cu banane, atunci ea ar începe cu pregătirea ingredientelor. Da? Să vedem ce face inima. Inima ne vorbește prin intermediul bucuriei și al iubirii. Nu contează dacă te împiedici de șireturi și caz sau dacă vei arde acel chec cu banane, inima te iubește exact așa cum ești. Ea e grozavă atunci când vine vorba de aici și acum. Asta înseamnă că inima nu-și face griji legate de ziua de ieri sau de cea de mâine. Când îți urmezi inima, simți bucuria pe care o presupun aici și acum. Da, inima trăiește în prezent și se bucură. Când inima e tentată să danseze, dar mintea se gândește că va părea caragioasă, atâta timp cât ea nu e chiar o dansatoare desăvârșită, inima îi garantează minții că ea iubește fără să judece. Da, mintea uneori se gândește că nu e pregătită să facă un anumit lucru. Mintea e mereu gata să acționeze atunci când inima nu se poate decide ce vrea. Mintea o ia pe inimă de mână și arată pas cu pas toate direcțiile, până descoperă împreună ce-și dorește inima. Când inima și mintea lucrează împreună, viața pare mai amuzantă și mai ușoară. Mintea îi spune inimii, iată direcțiile și inima se gândește oare pe care parte să meargă. Într-o zi, inima și mintea hotără să-și petreacă o zi despărțite una de alta. Inima dorea să se întindă la soare și să privească norii cum se duc. Mintea a zis că e prea plictisitor și s-a gândit să găsească altceva de făcut. Ia să vedem ce vrea mintea să facă. Mintea s-a gândit și s-a tot gândit și s-a plimbat și s-a tot plimbat. Mintea s-a gândit să meargă să nuate, dar apoi și-a amintit că nu e o notătoare extraordinară și că ar trebui să ia lecții de not. Apoi s-a gândit dacă să ia lecții de not la piscină sau la lac. Apoi mintea s-a tot gândit până ce soarele a început să apună. Oh, nu, e timpul să merg acasă, dar n-am reușit să fac nimic distractiv, spune mintea foarte supărată. Salut, minte! Oh, salut, inimă! Se pare că ai avut parte de o plimbare plăcută astăzi. Ce vrei să spui? Eram în vârful acelui deal mare și te-am văzut plimbându-te pe câmpul înverzit. Părea foarte distractiv. Nu m-am putut bucura, am fost prea ocupată să mă gândesc la ce aș putea face în tot acest timp, îi spune mintea inimii. Ia să vedem inima. Inima a zâmbit. Amintește-ți mereu cuvintele mele. Bucură-te de ceea ce se întâmplă chiar acum. Pentru că acum e cel mai mare dar. De aceea îl numim prezent. În engleză, present înseamnă tipul prezent, dar înseamnă și cadou. Înseamnă dar. Ți-a plăcut să privești norii cum se duc? Da, însă curând, după ce ai plecat, mi-a venit să not, îi zice inima. Așa că m-am dus la lac. Când am ajuns acolo, doamna Salvamar ținea un curs de not. Și m-am alăturat și eu. După curs, mi-am propus să admir apusul. La inima în timpul ăsta a notat. Wow, ai făcut multe lucruri astăzi. A fost o zi plină. Am avut o zi plină de voioșie pentru că m-am lăsat condusă de bucurie. Dar te-am simțit aproape la fiecare pas, îi spune inima minții. Când simțeam nevoia de a face altceva, mă gândeam, oare mintea ce-ar face acum?
pentru că tu te pricepi extraordinar de bine atunci când trebuie să acționezi. De aceea suntem noi cele mai bune prietene. Eu te ajut să te bucuri de ceea ce îți oferă prezentul, iar tu mă ajuți să acționezi, zice inima. De aceea ele sunt cele mai bune prietene. Mintea a rămas puțin gânditoare, după care brusc a privit în sus spre cer. Hei, n-ar fi drăguț să ne întindem pe iarbă și să ne uităm după stele căzătoare? Inima și mintea s-au întins pe iarbă privind către stele și de fiecare dată când mintea începea să gândească prea mult, inima îi reamintea să se bucure de prezent. Pentru asta sunt prietenii. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea prieteniei dintre inimă și minte, iar eu vă aștept curând la o nouă poveste. Să aveți o seară minunată! Vă pup! Pa, pa!